Această reglementare va intra în vigoare de la 1 iulie. Tot din acest an, persoanele în vârstă care doresc să mai urce la volan vor trebui să se prezinte mai des la controlul medical. Cei cu probleme cardiace sau cei care suferă de diabet vor obține din acest an mai greu dreptul de a conduce un autovehicul. Apoi, cei care sunt prinși vorbind la telefon în timp ce conduc mașina vor putea fi sancționați cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia risc amens cuprinse în clasa 3 de contravenții, 2-3 puncte de amendă, respectiv între 807 și 1160 de lei. Conform legii, în cazul în care folosirea telefonului reprezintă una dintre cauzele care au dus la încălcarea altei reguli privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, sancțiunea crește la 4-5 puncte de amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru o lună de zile.